Salutare! Bine ați venit din nou pe canalul meu, Maria mă numesc, iar astăzi vom face un top al locomotivelor sau al preferințelor mele cu privire la locomotivele pe care le-am acumulat în perioada 2023-2024. Cam fiecare locomotivă are un review individual, însă după un an de zile, după ce le-am rulat cât de cât, acum pot să vă spun exact care este preferata mea și care sunt plusurile și minusurile fiecărui model pe care l-am achiziționat. Dar, destul cu această introducere, haideți să-i dăm drumul. Vizionare plăcută! A trecut mai bine de un an de când am început să colecționez modele la scara HO. În principiu am cumpărat ce am considerat eu că o să-mi placă pe termen lung și nu am să doresc să le schimb sau să le vând. Sunt unele locomotive aici, de fapt există aici o locomotivă care a venit pur și simplu într-un start set, aceasta. Aceasta este locomotiva BR80. Această locomotivă este destul de basic, este analog. Și dacă nu știți ce înseamnă analog sau care e diferența între analog și digital, e bine, avem o serie întreagă despre analog și digital. Se numește de la analog la digital și puteți acolo să vedeți exact despre ce este vorba. Însă, să nu mai lungim mult, această locomotivă este, să zic eu, mai de buget, deși are detalii foarte frumoase. Nu am prea multe de reproșat aceste locomotive, având în vedere că este analog. Ce nu mi-a plăcut mie de la bun început este că aceste faruri sunt neiluminate. Da? Am înțeles că această locomotivă poate fi ușor digitalizată, însă eu nu sunt genul care să îmi bag nasul, cel puțin nu încă, nu am experiența necesară. Ea este vopsită în negru, dar e un plastic ușor lucios. Spre deosebire de următoarea locomotivă pe care o să vă prezint. Dar, una peste alta, această locomotivă este pe ultimul loc în topul preferințelor când vine vorba de colecția mea. Nimic wow, fără lumini, sună nici atât, însă ce am observat față de celelalte modele, avem geamuri montate atât în față cât și pe lateralul locomotivei, și se poate monta decodor. Asta este un lucru bun, însă datorită mărimii și plasticului ușor lucios, plus faptul că nu poate să tragă foarte multe vagoane și mai face și foarte multă gălăgie, ea este ultima în topul preferințelor mele. Să trecem mai departe, o vom lăsa pe aceasta deoparte. Următoarea locomotivă este locomotivă de la Fleischmann. Din câte am înțeles, Fleischmann nu mai fac locomotive la scara HO. Au fost cumpărați de Rocco, am înțeles că ar fi dat faliment. Rocco i-a preluat, iar Fleischmann în clipa de față este practic Rocco care construiește locomotive la scara N. Și nu numai locomotive, desigur și modele sunt între start seturi. Dar revenind din nou la această locomotivă, locomotiva asta are detalii foarte bune, îmi plac foarte mult aceste țevi de aici care vin de la boiler. Aceasta este locomotiva clasa 400, există un clip unde am încercat să o ceferizez, iar din cauza că eram foarte necunoscător, am greșit clasa când am comandat aceste inscripții de la Trains Addicted. Așa că nu am să mai, mulți mi-au zis, bă, hai mă, nu am să o repar, am să las așa. Această locomotivă este tot analog, la fel ca cea de dinainte, însă este mult mai detaliată. Da, a fost ceferizată, iată, există un întreg clip despre cum am ceferizat această locomotivă. Nu recomand ceferizările dacă nu știi ce faci. În topul preferințelor mele, această locomotivă este pe penultimul loc, sau putem spune pe locul 5, din cauza că este analog. Nu are sunet,
Gomotul pe care îl face nu este deloc unul discret. Faptul că are tender, este mai lungă, se articulează practic, o face să arate foarte bine pe dioramă. Îmi doresc una similară, cu generator de fum, cu sunet, ceva premium. Sate frumos în jurul bradului și niște vagoane aferente. Dar în clipa de față, această locomotivă este pe penultimul loc. Bun. Acum începe partea mai distractivă, pentru că următoarea locomotivă în top este GM-ul. Hai să luăm ușor. E bine, GM-ul sau Jimmy, această locomotivă, vreau să spun că la fel cum arată, da, deci din punct de vedere estetic, este preferata mea. Este locomotiva care îmi place cel mai mult să o văd pe dioramă. Și atunci de ce pe locul 4, Marian, ai zice? Păi, din păcate, locomotiva din punct de vedere tehnic nu este cea mai grozavă. De fapt, este cea mai slabă din tot ce am în colecție. Și nici măcar nu știu de unde să încep să vă spun ce nu îmi place din punct de vedere tehnic. Pentru că din punct de vedere estetic, locomotiva este superbă. Arată cel mai bine orice tip de vagon. Este destul de lungă, dar nu foarte lungă. Se încadrează foarte ușor în viraje mai strânse. Estetic, n-am ce să-i reproșez. Inscripțiile sunt absolut grozave. Din nou, iată cum aici logo-ul CFR pare ca și cum chiar au pus un șablon și au dat cu vopsea peste. Uitați aici, în schimb, cât de bine este, nu știu dacă se poate observa aceste inscripții cu atenție, chiar și de desubt la tampoane. Din nou, iarăși, nu știu dacă camera focalizează, în schimb, sunt etichete de 5-10 bar pe acele semi-acuplări, tunele sau conducta generală. Locomotiva la faruri are un decor, da? Deci există un contur argintiu de jur împrejurul lentilei farului. Da, deci cum am spus, din punct de vedere estetic, la locomotiva asta eu unul nu am ce să-i reproșez. Însă, când vine vorba despre partea tehnică, farurile sau intensitatea farurilor este extrem de slabă. Aceste goane, eu a trebuit să renunț în a mai pune această locomotivă în ambalaj datorită faptului că acele faruri, acele goane, pardon, trebuiesc lipite și, drept urmare, dacă urmează să o pui în ambalaj, care este un ambalaj foarte prost, dacă mă întrebați pe mine, este practic un burete care îmbracă locomotiva, neexistând ca un fel, cum am văzut la anumite modele, un căpăcel de plastic care să protejeze acoperișul și elementele acoperișului de a se agăța de burete. Da? Deci nu există acea protecție care să protejeze de propriul ei ambalaj. Drept urmare, aceste goarne, dacă o scoateți și o băgați în ambalaj, le veți rupe. 100% le veți rupe. Nu există, e posibil să le rupeți. Nu, le veți rupe sau le veți dezlipi. Una din două, așa că acest lucru mie nu mi-a plăcut. Vopseaua, bineînțeles, este dată acolo unde se vede. Ați observat supug acolo, iarăși un lucru nu prea grozav. Locomotiva la viteze extrem de mici, rulează un pic sacadat. Anumiți oameni mi-au spus că trebuie să lucrez la valorile CV sau CV values. Dar când o programezi la CV values, locomotiva o să meargă un pic mai repede, da? Deci ea se acarează din cauza că merge extrem de încet și atunci ea nu mai pare că rulează finuț. Dar dacă umbli la valorile CV, atunci locomotiva va merge un pic mai repede, drept urmare nu va fi sesizat acea sacadare. Dacă am un pic de timp, probabil că o să vă și arăt pe micul layout. M-am întins șina și veți vedea de ce. În fine, acesta iarăși este un punct slab al locomotivei, dacă mă întrebați pe mine. Sunetele sunt grozave, nimic de reproșat acolo.
Iluminatul interior, din nou, când aprins farul central, se face lumină și în postul de conducere. Practic, nu există, să zic așa, un plafon care să izoleze lumina emanată de către farul central și la interiorul locomotivei. Practic, acea lumină se scurge, dacă pot să zic așa, în postul de conducere al cărui far central luminează. Cam asta este problema cu această locomotivă. Dacă poți închide ochii și eu pot închide ochii, această locomotivă este absolut superbă, v-am zis, arată extrem de bine cu orice fel de vagon, orice fel de garnitură. Locomotiva este extrem de faină, rulează bine dacă treci cu vederea, acea mică problemă la viteze extrem, extrem de mici. De obicei, la manevră acea viteză este folosită. În afară de asta, nimic de reproșat locomotivei. Rulează grozav la viteze un pic peste foarte mici, are viteză, se aude superb, arată superb, dar datorită faptului că această locomotivă este departe de a fi o locomotivă bună din punct de vedere tehnic și cerințele din ziua de astăzi, este pe locul 4. Următoarea locomotivă. Următoarea locomotivă este tot de la MTB, este vorba despre locomotiva DC. Am mai spus eu cumva Didina, DT, în continuare spun Didina, nu mă jenez. Din nou, la fel ca la GM, problema sunt aceste goale. Să vedeți, prieteni, GM, unde a trebuit să le lipesc, deoarece locașul în care intră goarna este foarte larg și nu stă decât lipită, la aceasta pur și simplu poți să le pui și, iau-te, poți să le și strâmbezi. Eu niciodată nu am scos acest GM din ambalaj fără ca una dintre goarne să fie strâmbe sau căzute. Da? Deci trebuie să țineți cont, ambalajul de la MTB este extrem de slab, motiv pentru care această locomotivă nu va mai intra în ambalajul ei și se va duce direct în vitrină. Am cumpărat-o foarte recent și această locomotivă, la fel și GM-ul, vor fi expuse. Un alt lucru de știut, această tăbliță, da, MTB sau HGD au ales să o pună embosată, un lucru super. Arată un pic ciudat, dacă vă uitați, felul care au ales să o monteze. Dar, având în vedere scara, nu se observă. De fapt, vreau să vă zic că arată destul de bine. Calitatea vopselei, în schimb, este ușor, din nou, îndoielnică în anumite părți și extrem de bună în alte părți. Iată aici, la plug, da? Deci au vopsit ca dracu și culmea e că dacă te uiți deasupra aici, acest, nu știu, un de rândunică, cum vrei să-i spui, vopsit cu roșu, este perfect. E ca și cum locomotiva a fost făcută de un geniu și un bețiv. Efectiv, așa se simte. Pe lângă faptul ăsta, am și zis în review locomotivei, această dungă din turnare mereu o văd, mereu mi-aduce aminte de acest lucru când am deschis-o și am văzut această cută care, în mod normal, nu are ce căuta. Am trecut și peste, eu nu pot să ignor acel detaliu. Alt lucru care îmi place de la MTB este faptul că atunci când vrei să montezi accesoriile, intri foarte greu. Cu privire la problemele de vopsire, uitați-vă și la acest far, da? Eu nu am zgriat acolo. Așa a venit fabrică. Deși în schema de vopsire promovată de cei de la HGD, farurile sau capacul farurilor, că acolo în față există un capac care se dă jos pentru schimbarea becului farului, trebuia să fie gri. Ei bine, ei doar au făcut rama lentilei farului argintie sau gri, lăsând restul capacului verde. Asta iarăși a fost un lucru care mie nu mi-a plăcut, dar ce să faci? Iarăși foarte frumoase inscripțiile, foarte puține inscripții însă pe această locomotivă, dar alea care sunt extrem de bune. Până și
clanța ușii arată destul de bine. Am fost surprins să văd că aceste bări sunt cât de cât corecte. Sunt cât de cât corecte pe acest model, spre deosebire de ce am văzut în alte parte. Da, deci locomotiva asta este una frumoasă, o recomand, rulează cu mult peste, rulează mult mai bine decât GM-ul, da, deci este peste GM, la viteze foarte mici, locomotiva este foarte smooth, merge foarte lin, e o plăcere să o folosesc, arată foarte bine la garniturile de marfă cu boghiuri cu două osi, deci da, practic la vagoanele cu patru osi. Acolo locomotiva asta arată extrem de bine. Probabil și cu vagoanele Y, încă nu am pus-o cu vagoane Y, urmează să vedem cum arată. Bun, trecem mai departe. Pe locul 2. Bine, tot poți să fi dat un mister. Dar ce am vrut eu să vă arăt și să vă zic cu privire la acest top al referințelor, plusurile și minusurile locomotivelor pe care le-am constatat în așa zisă exploatarea mea pe care am făcut-o recent. Bun, locomotiva EA40-0-910-8 CF de marfă, locomotiva asta pur și simplu este superbă, mi-a plăcut din clipa din care am scos-o din carcasă. Este analog, motiv pentru care nu este pe primul loc. Da, locomotiva este analog, doresc să o digitalizez și are un singur defect. De fapt, ar avea două. Aici, dacă o puteți observa, bara asta a suferit o îndoitură. Nu știu dacă e de la mine sau dacă așa am cumpărat-o sau așa vine din cutie. Ideea e că asta e un mic defect. Și mai avea ea unul, ia să vedem dacă putem să-l declanșăm. Și este vorba despre pantograful, nu mai știu, de la postul 2 sau postul 1. Postul 1, dacă nu știți, nu trebuie să vă uitați, postul 1 este întotdeauna unde se află disjunctorul, mai aproape de cabine, da? Deci aici e cabine, aici e disjunctorul, distanța mai mică aici, deci aici este postul 1. Ia să vedem, am avut dreptate? Hai că ridicăm din nou. Postul, haide mă, de cu zoom. Postul 1. Da. Deci acolo, deci aici este postul 1 și aici este postul 2. Da, deci 2 roman. Deci practic întotdeauna de știut la ea. Dacă nu știți care e postul 1, postul 2, uitându-vă de sus, ei bine, uitați-vă la disjunctor, iar postul care este cel mai apropiat de disjunctor, acela va fi postul 1. Și din câte știu eu, pantograful de la postul 1 avea mici probleme. Iată că problema nu mai există, pantograful s-a ridicat ambele până în sus. Deci, cred că era o problemă din arcuri, dar overall, lăsând toate la parte, locomotiva este absolut superbă, o vopsire clasică, specială pentru CFR, marfă și acesta este un model care nu se mai reeditează, deci este ceva colecționabil, poate că nu la fel de minunată ca Regina Banatului sau locomotivele Delfin, însă după acelea, asta este o bijuterie. Am văzut multe locomotive clasice, însă contrastul ăsta pe care locomotiva îl are, nu l-am văzut nicăieri. Da? Deci este cu adevărat deosebită când vine vorba de schema de vopsire. Și pe primul loc vine o locomotivă care nu neapărat consider că arată cel mai bine cu orice tip de vagoane, și am să vă spun plusuri și minusuri la această locomotivă, care eu am zis la vremea respectivă când am scos-o din cutie că este top. Și într-adevăr, nu mi-am schimbat părerea. Locomotiva, într-adevăr, arată absolut genial. Nu are niciun defect. Are câteva minusuri și am să vă zic în ce fel sunt acele minusuri, dar, din punct de vedere estetic, locomotiva nu suferă niciun defect. Dacă ar putea să facă cei de la
ca un feedback, cei de la Trains Addicted sau Albert Model, ca aceste oglinzi să fie cumva mai bine prinse, pentru că ele sunt cele mai fragile. Asta nu știu dacă s-a dezlipit sau nu este prinsă foarte bine, și atunci când vrei să o pui într-o vitrină, dacă nu ești atent, hai să o lovești mereu cu peretele vitrinii, sau oglinda va fi lovită de peretele vitrinii. Da, deci mare atenție atunci când o puneți în vitrină. Bările, uitați-vă și voi, sunt puse aliniat perfect. Așa ceva este de neauzit la MTB, și motivul pentru care eu am așa bif cu MTB, pentru că v-am zis și mai devreme, e ca și cum la ea a lucrat un geniu și un bețiv. Eu aș da afară bețiv. Ok. Un alt lucru care l-am considerat ușor deranjant este cupla automată. Cupla automată are un obicei de a se decupla în viraj. Da, ea trebuie folosită mai mult la manevră, însă la manevră, de cele mai multe ori, acolo sunt virajele cele mai strânse și tot scapă. Are scăpări și ia, să vedem cum reușesc să o îndoi. Am pus-o bine. Faza este că la manevră, de foarte multe ori scapă cupla, se dezleagă vagoanele, iar dacă lucrul ăsta se întâmplă într-un loc mai greu accesibil, cred că o să înjuri un pic. De aceea eu, unul, dacă ar fi să mai cumpăr un LDH, nu l-aș mai cumpăra cu cuplă automată. Nu sunt fanul ei. De fapt, am vrut să demontez cupla automată, dar din păcate această cuplă automată are niște fire lipite cu cositor. Eu nu am un LED cord, nici n-am să bag bricheta pe acolo sau trimit ce. Poate în viitor am să scot acea cuplă automată. Nu este de încredere. It's not reliable, ca să zic așa. Deci, în topul preferințelor, LDH-ul este o locomotivă perfectă, deși asta, locomotiva aia, dacă ar fi fost digitală cu sunet, cred că ar fi fost pe primul loc. Însă, din tot ce am aici, cea mai rulată locomotivă, cea mai îndrăgită pe dioramă, locomotiva care îmi place să o folosesc cel mai mult și să o văd rulând, este totuși GM-ul. Da, este grea, are aproape, dacă nu chiar, are o jumătate de kil, arată foarte, foarte bine. Toate acele minusuri tehnice sunt compensate de felul în care locomotiva arată pe dioramă. Și nu știu dacă aș cumpăra un GM-ul cu o schemă de vopsire clasică dacă arăta așa de bine pe dioramă ca aceasta. Pur și simplu, conturul acelor faruri pe mine mă nebunește. De când o văd, când apare în câmpul vizual pe dioramă, locomotiva asta pur și simplu arată bestial pe dioramă. Multe minusuri tehnice și totuși compensează cu frumusețea. Dar nu aș pune peste LDH, peste Didina, peste ea, datorită felului în care rulează la viteză mică, farurile, felul în care se văd ele, sunt extrem de discrete, foarte, foarte puțin. Dar nu-mi place, pur și simplu, nu-mi plac farurile ei. Sunt, se observă, se văd, dar nu este ce trebuie, trebuie mai puternici. Una peste alta, locomotiva își merită totuși locul pe poziția a patra, pentru că nu sunt ipocrit. Deci nu sunt ipocrit, locomotiva stă pe poziția a patra, acolo este locul, însă aceasta probabil va fi locomotiva pe care o vor rula cel mai mult de aici încolo, până când probabil va veni o locomotivă cumva similară. Și cred că există una, dar nu îmi place cum are plugul, și este vorba despre locomotiva DA60, dar până când va apărea un DA60, cred că GM-ul ăsta o să alerge mult și bine pe dioramă, fără vreun pretendent. Într-adevăr, am pierdut câteva furtune, dar din nou, ăsta este un minus de la MTB. Ăsta e motivul pentru care eu cu MTB am meciuri nedisputate și mereu
îi trag de mânecă când vine vorba de ei, pentru că au locomotive care mie unuia îmi plac, dar au dat buleală la anumite detalii. Probabil că așa reușesc ei să țină costul mai jos și să facă locomotive cumva viabile din punct de vedere al unui business. În fine, ăsta a fost topul locomotivelor. Sper că v-a plăcut. Spuneți-mi dacă și voi considerați că topul pe care eu l-am făcut a fost corect, dacă ați fi pus altă locomotivă pe un alt loc, având în vedere cele 6 locomotive pe care le vedeți aici. Bun, vă las cu câteva cadre pozate. Până data viitoare, Marian vă salută și sper că v-a plăcut acest videoclip. Ciao, ciao!
Uitați cât de fin rulează. Deci rulajul este foarte, foarte fin. Este la minim. Deci, din punct de vedere tehnic, locomotiva asta este super. Dar am zis mereu că MTB poate de mult, dar nu vor.